Zilele acestea, la München, se desfășoară prima conferință europeană de medicină și spiritualitate creștină. Evenimentul este găzduit de Centrul Bisericesc din München, iar printre participanți se numără medici din Germania, Franța, România, dar și personal medical, manageri de unități medicale, preoți și studenți. La sesiunea de ieri, când au fost expuse toate cele 9 referate științifice, a fost prezent și preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Au venit medici din mai multe țări europene, din Germania, din Franța, au fost, practic, cred că cei mai mulți au fost din Franța, din România câțiva, majoritatea psihologi sau angajați în tratamente oncologice și paliative, și s-a pus problema în modului în care medicina poate să slujească, să-și îndeplinească mai bine slujirea, interacționând cu ceea ce înseamnă spiritualitate, folosind spiritualitatea creștină ortodoxă, în cazul nostru special. Și lucrurile acestea sunt foarte importante atât în domeniul psihologiei, cât și în medicină în general, dar apoi mai ales în ce privește tratamentele paliative, unde omul se confruntă cu finalul vieții. Printre conferențiarii de ieri s-a aflat și părintele arhidiacon Adrian Sorin Mihalache, care a susținut referatul Plasticitatea ființei, reflecții teologice, rezultate științifice și relevanța lor pentru viața spirituală în contextul cultural actual. Am încercat în conferință să vorbesc despre plasticitatea ființei. Este o interpretare a datelor medicale de astăzi care ne arată că ceea ce facem ne transformă, că există o plasticitate cerebrală despre care medicina vorbește consistent prin dovezi experimentale, prin cercetări clinice în ultimii 10-15 ani. Virtuțile sunt acelea care contribuie la îmbunătățirea vieții și la lungirea ei, iar păcatele și relele pe care le facem nu numai că scurtează viața, dar slăbesc foarte mult și calitatea ei. Și în legătură cu această plasticitate am scos în evidență faptul că teologia creștină vorbește de întotdeauna despre această plasticitate, pentru că sfinții dovedesc plasticitatea ființei omenești, care prin nevoință și prin rugăciune ajung să-și îmbunătățească foarte mult firea, tot așa cum păcatul o strică. Și am menționat ideea aceasta centrală în teologia ortodoxă, că suprema plasticitate este plasticitatea lui Dumnezeu, care ajunge să asume în fiul firea omenească și să o ducă la îndumnezeire, drum spre care sunt chemați de fapt toți creștinii. Alte două teme importante și apreciate de public au fost compasiunea în îngrijirea bolnavului și implicații etice în intervenții estetice. Numărul de intervenții estetice este în creștere, chirurgicale și non-chirurgicale. Tinerii vor să apeleze din ce în ce mai mult, sunt influențați de cei din jurul lor, începând de la ortodonție, deci până la, știu și eu, lentile de contact, de ce nu, de ce să nu le includem, pentru că nu mai vor să poarte ochelari. Costurile au scăzut, adresabilitatea a crescut, deci este o problemă actuală. Am vorbit mai concret despre importanța consilierii în care să introducem partea de terapie dată de preot prin iertare, prin demnitate, prin identificarea sensului, de asemenea nevoile care le au pacienții aflați în îngrijire paliative. Am vorbit despre reconciliere, despre schimbarea sensului suferinței și aș putea spune că ceea ce am adus eu astăzi la cunoștință publicului prezent la conferința internațională de la München, cumva a întregit partea care exista în România la momentul actual și a adus o contribuție pentru toți cei care lucrează în îngrijiri paliative și au nevoie de sfaturi, au nevoie de instruire permanentă și sper să fie de ajutor la toți specialiștii din acest domeniu. La finalul primei conferințe europene de medicină și spiritualitate creștină,
s-a hotărât crearea unei platforme care va avea ca scop punerea la dispoziție a celor interesați prezentări cu tematică specifică și dezbateri referitoare la posibilitățile concrete de colaborare și promovare a dialogului dintre spiritualitatea creștină și științele medicale în spațiul european. Anul viitor, conferința se va desfășura în Italia.